Iisus. Iisus a plecat cu ucenicii săi dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină în care a intrat el și ucenicii lui. Iuda Vânzătorul știa și el de locul acela, pentru că Iisus de multe ori se adunase acolo ucenicii lui. Iuda, deci, a luat ceata ostrașilor și pe apozit primește preoții cei mai de seamă și de farisei și a venit acolo cu felinare, cu focul și cu apă. Iisus, care știa tot ce se va întâmpla, a mers spre ei și le-a zis: pe cine căutați? El i-a răspuns: pe Iisus din Nazaret. Iisus i-a zis: eu sunt. Iuda Vânzătorul era și el cu el. Vânzătorul le dăduse semnul acela: pe care vei sluta, acela este. Se prinde și se duce sub față. Când a venit, Iuda s-a apropiat îndată de Iisus și a zis: Învățătorule! Și a sărutat. Atunci, oamenii aceia au pus mâna pe Iisus și l-au prins. Atunci, toți ucenicii l-au părăsit și Thank you.
și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit când se întorcea fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți.
trăiești cu adevărat, trăiești abia rege și viața ne-a schimbat. Uitate-i, Doamne, răul și sângele ce-a curs și palmele cu cuie și lacrimi ce s-au scurs. Din viață întrege, Iisus ne-a vinovat și-a dat la suferințe, de moarte ne-a scăpat. Prin crucea avem iertare, și suntem bucuroși că avem o viață nouă și suntem credincioși. În viață Iisus este Stăpânul divin și azi, în cea de slavă, trăiești Stăpânul fiind. De zi de sărbătoare ești viu și minunat, slăvit să fii Iisuse din mătă în viață. Ai înviat de-a pururi, omelule divin, iubirea ta pentru ce schimba meu destin. Mi-ai dat o haină nouă și nouă legământ, mi-ai dat o speranță și viață pe pământ. A înviat-o, Doamne, odai triunfat și bucuria, pacea pe noi ne-a inurat. Rămâi cu noi pe cale și până ne vom vedea, dorim în viața întreagă să facem voia ta. Iisus și cerștitoare, El azi din cerul te întreabă. E inima ta îmbrăcată în straie de sărbătoare sau lanțul grele de pământ te leagă? A înviat Iisus și cer e sărbătoare, înalță glasul și ochii drept în sus, că cel la biruit a iadului hotare privește azi dar țintă la Iisus. Fiu înțelept, așa acceptând. E viu Domnul, e viu Mesia, slujește doar Lui, onorează-L căci nu mai e bun. Foarte curând vom vedea împărăția, vom uita de lacrimi de suspine, o veșnicie întreagă vom fi împreună. Fiu prea iubit, El îți va spune și cerul de o nouă cântare răsună.